Energomur la cotă de avarie. Din cauza situației financiare grave, compania nu a reușit să achite la termen și integral facturile emise de E.ON Gaz. Unul dintre principalele motive pentru care s-a ajuns în această situație a fost încasarea cu întârziere sau chiar neîncasarea subvenției pentru diferența de preț la energia termică livrată populației, bani care trebuiau să vină de la bugetul local, precum și compensările pentru combustibil, care înseamnă bani de la bugetul de stat. Primarul orașului consideră că aceste datorii se datorează fostului cabinet Tăriceanu. Din această sumă, o jumătate era datoria fostului guvern, deci ei au sancționat orașul, Tăriceanu și cu echipa lui. Astfel, în urma negocierilor purtate între reprezentanții primăriei Târgu Mureș, cei ai E.ON Gaz și cei ai Energomur, aceștia au ajuns la un consens, și anume ca din bugetul local să se efectueze plata eșalonată a datoriilor. A trebuit să mă așez garant că acești bani îi voi aduce din București, dar și restul de bani să găsesc formule prin care până în toamnă o să aloc în această perioadă aproximativ 35 de miliarde, deci aproape 1 milion de euro, încât să aduc o liniște în cadrul relației Energomur-EON. Prima tranșă de bani va fi virată începând din luna iulie și va fi în valoare de 6,5 milioane de lei, din care 1,5 milioane de lei provin din bugetul local, iar alte 5 milioane de lei de la bugetul de stat. Ultima plată se va face în luna decembrie. Suma totală a datoriei Energomur către E.ON este de 19.193.000 de lei, din care 9.200.000 vor fi din bugetul local, iar 10 milioane din bugetul de stat.